Bogdan Ionescu se dă peste cap ca să-și răsfețe soția așa cum poate mai bine, dar ea nu dă semne că se lasă ușor. Paparații de la spynews.ro au surprins imaginile care dovedesc asta. Haideți să vedem. Soția după nuntă, dar Sheila nu se lasă impresionată chiar așa ușor. Cei doi au fost... ...atunci când a servit masa. Bogdan Ionescu a stat de vorbă cu amicul lor, iar din când în când Sheila a intervenit în discuțiile de la masă. După ce au servit prânzul, soția lui Sida s-a întors înapoi la telefonul mobil. La un moment dat, cei doi au făcut un gest de iubire și au dat un sărut fugitiv înainte să se apuce de mâncat. Semn că dragostea dintre ei este prezentă, doar că probabil nu doresc să se afișeze prea mult în public. După ce au terminat întâlnirea, cei doi au plecat de la restaurant, iar la volanul bolidului de lux a urcat Sheila. Afaceristul a dat dovadă că e un gentleman și a deschis ușa de la mașină soției sale pentru a-i oferi ajutor, iar apoi a urcat în dreapta lângă ea. Bogdan Ionescu și Sheila și-au unit destinele în urmă cu aproape 2 luni. Nunta a fost una fastoasă, iar cei doi au fost mai fericiți ca niciodată după ce au spus marele da. Felicitări, felicitări să fim într-un ceas bun! Mulțumesc, doamne ajută! Ești foarte frumoasă! Mulțumesc! Cum a fost? Fără emoții! Fără emoții? Fără emoții! Eu am zis în direct că e posibil să aveți emoții! Deocamdată nu. Mulțumim mult! Cine a zis daul ăla cel mai hotărât? Amândoi! Amândoi? Dar nu în același timp, pe rând. Mă gândeam eu. Da. Doamna Ionescu de astăzi? Ionescu. Deci am zis, asta am zis bine în direct. Doamna Ionescu de astăzi. Da, Ionescu de astăzi. E cea mai fericită zi din viața voastră pentru amândoi? Pentru mine, da. Cu siguranță, da. Din viața noastră de cuplu.